Vom testa. Extreme Truck. Arată aici camionul. Bidon de 20 de litri Axon Oil. Comparativ cu uleiul de mașină Euro 6. Și desfac asta. Aici este uleiul de camion și îl vom compara cu cel de mașină 530. Practic, ăsta este Euro 6 pentru camioane Euro 6, iar ăsta este pentru automobile Euro 6. Aici sunt uleiurile. Poate observa și sticlele noi, ambele cantități egale, și vom începe această probă să vedem comparația. Ne uităm la diferențe. Uleiul de automobil 530 Euro 6 versus uleiul de camion Euro 6, aceeași marcă, aceeași viscozitate, dar asta este diferența între ele. Sticlele, eprobetele astea arată la fel. Și asta și asta arată foarte bine, dar cu diferență că cea de automobil are o cantitate puțin mai mare decât cea de camion. Se poate observa. Pentru că la camioane nu le trebuie temperaturi extrem de ridicate față de automobile și au alte specificații, deși au aceeași viscozitate. Dar le vom vărsa și apoi vom da mai multe amănunte de ce nu este potrivit cel de automobile la camioane sau invers. Luăm pe cel de automobile, îl punem aici. Sticla cum este, îl luăm și pe celălalt de camioane și ne uităm și la asta.